Un întreg arsenal de arme și muniții a fost găsit în casa unui bărbat din localitatea Ilovița. Oamenii legii au depistat și ridicat un pistol de start deținut ilegal, sute de cartușe confecționate artizanal și aproximativ 7 kg de alice de diferite dimensiuni. În decursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Ilovița la o persoană bănuită de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Bărbatul în cauză avea un atelier în care își confecționa artizanal un întreg arsenal de armament. Polițiștii serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Ilovița la o persoană bănuită de nerespectarea regimului armelor și muniților. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării un pistol de start deținut ilegal, 287 de cartușe confecționate artizanal sau industrial de calibru diferit, 527 de capse de inițiere pentru cartușe, 298 de cartușe, o matriță confecționată artizanal, aproximativ 7 kg de alice de diferite dimensiuni și 46 de proiectile unice confecționate artizanal. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Bărbatul s-a ales cu o cauză penală pentru purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor. Dacă instanța de judecată îi va demonstra vinovăția, suspectul riscă o amendă de până la 12.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie.